cărnița de dinți trebuie să o schimbăm periodic? Da! O dată pe lună! O dată la 2 luni, zic eu. Este bine și așa, da? Aici trebuie să încercuiți chiar și mai multe variante. De unde ați aflat voi despre faptul că trebuie să aveți grijă de dințișor? De la mine? Adică ce aveți? De la mine? Cum v-a venit ideea acestei inițiative? Ideea mi-a venit pentru simplul motiv că am văzut foarte mulți copii cu probleme și părinții îi aduc deja când au dureri și atunci asociază durerea cu medicul stomatolog. Și aș vrea să prevenim și să înțeleagă că această prevenție este mult mai importantă decât tratamentul în sine. Cum au primit copiii din Fundeni inițiativa? Au fost deschiși? Le-a plăcut ora de educație dentară, dacă am putea să spunem așa, nu? Am fost surprinsă, chiar surprinsă, foarte, foarte entuziasmați, chiar mi-au plăcut cei mici, știau deja cântecelul și mi-a plăcut foarte mult. Din câte am văzut, au fost încântați și le-a plăcut. Este importantă educația dentară la o vârstă fragedă pentru a preveni problemele care pot apărea mai târziu? Este foarte importantă educația dentară de la o vârstă fragedă. Chiar se recomandă de la bebeluș, de la nou născut, să avem grijă de gingii, după aceea de dinții care rup încet, încet, până la vârsta preșcolară, școlară, în momentul în care ajungem la adolescență. Fiecare perioadă este cu problemele ei și necesită o îngrijire specială. Ca să aflăm de această îngrijire, avem nevoie neapărat să vorbim cu medicul specialist ca să ne explice fiecare etapă și ce înseamnă pentru dinții noștri. Am văzut că la sfârșitul orei i-ați invitat pe copii să vină la cabinet. Ce îi așteaptă acolo? Multe informații, în primul rând. Și o nouă idee, medicul stomatolog, medicul dentist trebuie și poate fi prietenul întregii familii și în special al copiilor. Trebuie să încercați să vă amintiți, din ce știți voi, cam ce s-a întâmplat când ați fost ultima dată, ce v-a făcut medicul stomatolog? Mi-a fost bine! Din câte am înțeles, copiii din Fundeni de la școala numărul 2 și de la școala numărul 1 Dobrești, în cazul în care vor veni și ei, vor avea parte de consultație gratuită. Consultațiile sunt gratuite și vor beneficia și de o reducere de 10% din primul tratament, în funcție de ce avem de făcut, o să discutăm. Dar educația și tot ceea ce înseamnă prevenție, o stabilirea unui periaj individual pentru fiecare în parte, familiarizarea cu mijloacele auxiliare ale de periaj și de curățire, este foarte important. Fiecare va încercui răspunsul care îi se potrivește lui, da? Odată nu ne luăm după regulă, să nu trișați. Cum te numești? Andreea. Ce ți-a plăcut, Andreea, la întâlnirea de astăzi cu medicul stomatolog? Că trebuie să ne spălăm pe dinți. Tu te speli pe dinți? Da. Băi, trebuie să ne spălăm foarte bine pe dinți, să avem dinții curați mereu.